Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a Profilului Cultural. Săptămâna trecută l-am avut ca invitat pe Luigi Bambulea, cu care am dezbătut un subiect interesant, poezia metafizică. Sigur, trebuie să facem o distinție clară, nu e vorba despre poezia religioasă, de aceea nici nu vreau să se facă această confuzie. Promiteam în partea finală a ediției precedente că va avea și un adagio, iată o a doua parte a emisiunii despre poezia mistică și tocmai din această cauză îl avem invitat la fel pe Luigi Bambulea. Bun găsit, dragă Luigi! Bun găsit, părinte, bună seara! Continuăm dezbaterea de data trecută. Suntem datori, nu? Am promis telespectatorilor noștri și sigur că e important să se priceapă odată și odată că există o poezie religioasă angajantă, o poezie religioasă, să-i spunem, din perspectiva noului val, o poezie militantă, religioasă chiar, dar există și o poezie metafizică, așa cum o să o vedem la mari autori. Sigur că dacă ar fi să îl invoc doar pe Hölderlin, care l-am evocat și data trecută, dar nu numai el, Rainer Maria von Rilke, din spațiu românesc avem atâția care au abordat acest gen de poezie, l-am amintit doar pe Blaga, dar și din generația mai tânără, Nichita Stănescu este unul din poeții care au generat, au creat poezie metafizică, un poet vizionar, un mare poet. Eu regret atât de mult că n-a fost unul dintre câștigătorii Nobelului, dar iată să reluăm de acolo de unde am lăsat chestiunea. Și anume să recapitulăm puțin dacă există sau nu poezie metafizică. Sigur, te-aș ruga atunci, pentru că sigur nu avem doar aceiași telespectatori care am avut și data trecută. Fără îndoială, ca de obicei, introducerea dumneavoastră mă provoacă, fiindcă aveți darul de a arunca foarte multe teme în joc, pe unele dintre ele le formulați în mod intenționat, pe altele le implicați prin ceea ce spuneți. Așa de exemplu, mă bucur pentru faptul că până la urmă ați menționat cuvântul sau termenul de vizionar și astfel ați apropiat vizionarismul și ați apropiat, să zicem, altitudinea vizionară a foarte puținor poeți europeni de ceea ce înseamnă poezia metafizică. Fiindcă a găsi un poet vizionar în sensul metafizic nu este un lucru deloc facil, ba dimpotrivă, vizionarismul în sens metafizic este, dacă vreți, darul cel mai rar pe care îl are poezia. De ce? Din simplul motiv că în ultimele secole ale culturii europene, care marchează o ruptură până la urmă de tradiția metafizică medievală, scolastică și de tradiția, să zicem, metafizică a misticii creștine. În ultimele secole, prin urmare, s-a făcut o confuzie treptată între ceea ce ar fi, de exemplu, poezia în sensul ei cel mai profund și discursul literar în sens curent, în sens general. Tocmai de aceea să mai găsești un poet metafizic sau vizionar în sens metafizic este destul de greu și faptul că dumneavoastră l-ați menționat pe Nichita Stănescu printre poeții metafizici, invocând faptul că el ar fi și vizionar, este un lucru adevărat, cu o mențiune de rigoare, și anume că Nichita Stănescu este metafizic sau vizionar în anumite segmente ale creației sale. Sigur, eu m-am referit la primele două volume ale poetului, care, așa cum tu știi foarte bine, în calitatea ta de mare iubitor de lectură, dar și de critic literar, n-au fost foarte bine primite, sunt contestate și, de ce nu, exegezele pe textele respective duc la concluzia că ar fi fost, într-un anume fel, tributar sistemului politic al vremurilor pe care le trăia. Sigur că nu în totalitate sunt eu de acord cu asta, dar părerea mea contează mai puțin acum. Cu toate acestea, să nu uităm faptul că debutul lui Nichita Stănescu a însemnat totuși debutul unei generații și că a
prin debutul său Nichita Stănescu a reformulat, dacă doriți, câteva dintre, să zicem, temele și viziunile noi ale poeziei române de după obsedantul deceniu 6. Prin urmare, ceea ce se întâmplă și, de fapt, fenomenul Nichita Stănescu în deceniul 7, la începutul deceniului 7 al secolului trecut, rămâne un reper, chiar dacă, într-adevăr, s-au găsit câteva, să spunem, concesii făcute de Nichita Stănescu regimului în poemele Iubirii și în volumul imediat ulterior, respectiv în volume precum Un pământ numit România, Roșu vertical și așa mai departe. Dar fără a confisca această emisiune în favoarea lui Nichita Stănescu, eu vă invit să marcăm recapitulativ ceea ce înseamnă de fapt poezie metafizică și tocmai de aceea să arătăm. Mi-aș dori, dacă tu ai vrea să dezvolți puțin ideea, sigur, odată trebuie clarificat termenul de poezie metafizică, apoi aș vrea să îl compari cu diferențele, cu plusurile și minusurile dintre poezia metafizică și poezia religioasă, eminamente religioasă. Pentru că se face foarte adesea o confuzie între ceea ce se cheamă metafizic și religios. Unii confundă metafizica cu mistica, cu religiosul. Și sigur că aici te-aș ruga să explicitezi puțin pentru a ieși mai apoi la suprafața dezbaterii noastre și pentru a o adânci mai apoi, așa cum le promisesem și telespectatorilor noștri, pentru a o putea fi făcută mai pe înțeles, dar aplicat pe texte. Această confuzie, să știți că persistă inclusiv în critica literară, inclusiv în discursul cultural al celor mai, de multe ori, al celor mai versați, ca să spunem așa, critici literari, și persistă chiar și atunci când se discută de cealaltă parte în regimul teologiei, de ontologie metafizică, spiritualitate mistică sau religiozitate, dacă nu chiar și teologie sau sens teologic al lucrurilor sau al ideilor sau al existenței. Într-adevăr, trebuie făcut o distinție foarte clară, iar ea trebuie să pornească chiar de la definiția metafizicii. De la ce presupune metafizica? De la definiția pe care o putem da astăzi metafizicii după un mileniu de metafizică explicită, să nu uităm de metafizica, să nu uităm de metafizica secolelor, primelor secole ale mileniului 2, metafizica pe care în general o numim scolastică, și totodată să nu uităm de faptul că momentul Kant a marcat o ruptură clară de metafizica scolastică, respectiv metafizica de după Kant a reprezentat, dacă o privim la, să spunem, cu un anumit nivel, cu un anumit nivel de exigență, o renunțare la ceea ce însemna în sens plenar metafizica. Vedeți aceste lucruri în studiul, în introducerea la metafizică pe care o realizează Heidegger, și acolo veți vedea cum modernitatea este momentul care marchează această ruptură și care aruncă în impas toate discursurile de metafizică din simplul motiv că iluminismul și după aceea ulterior întreaga istoria culturii europene au refuzat să mai discute în termenii pe care îi folosea metafizica medievală sau scolastică. De aceea să încercăm să definim metafizica pornind de la sensul ei primar, și atunci vom observa că dacă ontologia face referință la probleme legate de existența și fundamentul spiritual al umanității, dacă ontos și oon se referă în mod direct la ființă și la raporturile ființei cu sine însăși, la raporturile ființei cu existența și la temeiul de existență al ființei, metafizica integrează această problemă, să zicem, într-o disciplină mai largă, care este aceea a raportului dintre ființă și adevăr, a raportului dintre ființă, adevăr și bine, a raportului dintre acestea și frumos, a raportului dintre timp și eternitate și așa mai departe. Prin urmare, vom numi poezie metafizică ceea ce dă seama de aceste probleme, firește, grave. Grave în sensul de foarte serioase, și anume raportul dintre temporalitatea pe care noi o trăim și veșnicia pe care o propunem și o considerăm a fi ca mediu de manifestare a transcendenței, a divinității. Respectiv, poezia metafizică este cea care reușește
să pătrundă cu acest ochi vizionar despre care deja am spus câteva lucruri, dincolo de membrana temporalității în care noi ne aflăm. Firește că acum putem să disjungem foarte clar între poezia religioasă, poezia metafizică, foarte clar, cel puțin atâta cât e cu putință, între poezia metafizică, poezia religioasă, poezia spirituală și așa mai departe. Pe de o parte, poezia religioasă este poezie imnică, poezie rugăciune. Poezia religioasă se referă în mod direct la relegarea, pentru că acesta este și etimonul cuvântului religie, relegarea individualității umane de divinitate, cum prin rugăciune înainte de toate, sau prin tematizarea unor aspecte care țin strict de religie. De religie în sensul și istoric al religiei respective, există poezie religioasă arabă, există poezie religioasă, deci musulmană, există poezie religioasă creștină și poezia religioasă este direct legată și tematic și stilistic de universul și de extensiunea acelei religii. Foarte mulți poeți religioși care își asumă calitatea de poet ce scrie poezie religioasă atunci când se autodefinesc, atunci când își etalează sursele de inspirație, vorbesc clar de Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu, de acea formă a revelației care dezvăluie cuvântul întrupat în cuvintele pe care ei le rânduiesc în fraze, în versuri. Absolut. Poezia religioasă este explicită din multe puncte de vedere. Ea este imnică și imnografică. Spre deosebire de poezia religioasă, poezia metafizică dezvoltă acest, sau mai degrabă intensifică acest element religios pentru a scoate din el esența. Și anume, care este esența religiosului sau esența fenomenului religios? Acesta este trăirea transcendenței. Vom vedea acest lucru și la Rudolf Otto, care discutând despre sacru, analizează elementul irațional din sacru și cred că în jurul acestui element irațional, care nu înseamnă deloc schizoid sau patologic, pentru că, după cum s-a mai observat înainte de mine, în afara raționalității există subrațional, dar există și suprarațional. Să credem că în poezia metafizică zvâgnirea omului pentru linii ale unui orizont apropiat de adevărul adevărat ar fi cele care, să spunem, creează în poezia respectivă, sau să credem că ele sunt elemente ale complementarității lucrului lui Dumnezeu în anumite persoane, în anumiți poeți, în anumiți scriitori? Este greu de decis dacă, și încep cu ultima parte a afirmației, a întrebării dumneavoastră, eu spun că este greu de decis dacă noi suntem complementari ale lui Dumnezeu pe pământ. E o foarte mare responsabilitate a decide asupra statutului nostru de complementar sau de vicari al lui Dumnezeu sau de coparticipanți. De Dumnezeu în miniatură, cum mai e o expresie ce se folosește în teologie? Da, această idee a lui microteosului despre care ne-am mai discutat la emisiune are însă la Sfântul Vasile cel Mare alte semnificații decât cele pe care le putem oferi în cadrul unei dezbateri despre cultură. Poezia, până la urmă, este un act de cultură. Într-adevăr, veți spune, poezia metafizică nu mai rămâne strict în sfera culturii și sub incidența culturii, din potrivă. Pentru că ea asta și face. Iese din materialitatea unei lumi, să spunem, reale și te duce într-un dincolo. De aici acel meta. Metafizic. Este adevărat, dar poezia metafizică și are însă și limitele ei și adevărata conlucrare cu Dumnezeu, noi știm asta din teologie, nu este scrisul de poezii. Clar. Adevărata complementaritate între ființa umană și ființa divină se realizează doar în momentul în care noi suntem coparticipanți de plin la ființa divină, adică atunci când noi actualizăm chipul lui Dumnezeu prin asemănare. Ori, în momentul în care reușim acest lucru, să participăm la viața Sfintei Treimi prin chipul Sfintei Treimi, care este activ și actual realizat în noi, atunci, într-adevăr, putem să spunem că suntem complementari ale Dumnezeu sau că suntem casnici ale Dumnezeu, asemenea îngerilor. Nu în zadar a fost apropiată viața monahului care ajunge pe cele mai înalte culme ale trăirii sale mistice cu viața îngerilor. În momentul acela, da, suntem complementari lui Dumnezeu. Este posibil să existe și o conlucrare, o teandrie
între om și Dumnezeu la nivelul poeziei sau la nivelul, să spunem acesta, al culturii, fiindcă fără îndoială există și puncte de incidență ale veșniciei pe suprafața culturii, nu doar pe suprafața spiritualității. Există puncte nodale în care se întâlnește cultura cu spiritualitatea în sensul cel mai deplin al cuvântului. Tocmai fiindcă asumăm cultural unele momente care țin de domeniul spiritualului în istoria umanității și în istoria cunoașterii umane, tocmai de aceea avem temei pentru a confirma faptul că această dimensiune spirituală a culturii până la urmă poate să fie înțeleasă și ca un moment de teandrie între umanitate și divinitate. Totuși să acceptăm și să menționăm faptul că noi discutăm în niște termeni foarte, foarte subtili și într-o manieră Nicolae Berdiaev, care pentru foarte mulți oameni de cultură de astăzi n-ar fi decât o ciudată apropiere între teologie și cultură. Nici nu s-ar putea să nu gândim în termenii aceștia. Odată pregătirea noastră, dar dincolo de ea, o realitate de care trebuie ținut cont. Cultura, în afara lui Dumnezeu, rămâne, să spunem, un soi de cenușăreasă, dar trebuie să vedem și faptul că prin cultură se caută ieșirea într-un dincolo, în frumosul absolut, în iubirea absolută, ori toate acestea se întâlnesc undeva de pe căi diferite, în același punct nodal de care tu aminteai, în acea lume din care Dumnezeu ne privește, sau cum minunat spunea cineva, toate lumile duc spre a se întâlni în ochiul lui Dumnezeu, care le vede și le proiectează pe toate. Dacă ne amintim totuși faptul că ultimele secole europene au individualizat foarte mult cultura și au condus spre ceea ce numim autonomia câmpului cultural, dacă ne amintim și faptul că ultimul secol este cel care a marcat profund despărțirea, divorțul de spiritualitate în cultură, respectiv supremația conceptului sociologic al culturii, statistic sociologic și strict orizontal, atunci trebuie totuși să concedem și faptul că demonstrația aserțiilor pe care noi le realizăm aici este una destul de dificilă. Fiindcă se va spune, nu faceți altceva decât să readuceți definirea culturii într-un orizont care era valabil până undeva în secolul XVII. Totuși, eu cred că până la urmă avem și vederi comune, eu cred la rândul meu că, într-adevăr, actul cultural în sens ultim, și acest lucru se poate demonstra în istoria culturii, are o sferă de incidență foarte largă cu ceea ce înseamnă spiritual și cu ceea ce înseamnă religios, mai puțin însă prin specularea religiozității și mai mult prin specularea aceasta a capacităților de vizionarism, respectiv de metafizic. Și întorcându-ne astfel la tema pe care noi o recapitulăm acum, aceea a valenței metafizice artei și a literaturii în genere, să spunem faptul că într-adevăr există momente de vizionarism în cultura umană când mari autori au revelații, unele explicabile, altele inexplicabile, legate de marile probleme care ne frământă: suferința umană, sensul umanității în istorie, sensul umanității în creație, adevărul, problema adevărului, problema raportului dintre om și divinitate, problema așa zisa teodicee, care este o temă foarte importantă în teologie, îndreptățirea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu există, modul în care comunică Dumnezeu cu istoria și așa mai departe. Aceste momente, prin urmare, de pătrundere adâncă și vizionară în substanța lumii și în substanța istoriei și în substanța existenței, reprezintă această capacitate puternic vizionară care, în ultimă instanță, poate fi denumită metafizică. De aceea eu o să vă propun că astăzi să privim și asupra câtorva exemple de poezie metafizică, oferind și argumentele pentru care acele fragmente sunt cu adevărat metafizice. Aceasta era și promisiunea noastră făcută în ediția precedentă telespectatorilor noștri, dar la ea ți-aș propune să venim după o scurtă pauză de publicitate. Nu schimbați canalul, rămâneți la Profil Cultural aici pe Someș TV. Vom reveni în foarte scurt timp.
Domnilor și domnilor, iată-ne întorși în fața camerelor după scurta pauză de publicitate. O dezbatere interesantă aici la Someș TV, la emisiunea culturală Profil Cultural, cu Ion Mărginean, care l-are astăzi ca invitat. Cu mare plăcere îi rostesc numele, Luigi Bambulea. O ediție în care am dezbătut problema poeziei metafizice. Sigur că în scurtă recapitulare, dar iată care a luat o primă parte a acestei ediții, am încercat să o definim, să vedem care ar fi, să spunem, diferențele dintre poezia metafizică și poezia religioasă. Am făgăduit că vom trece la o explicitare argumentată, încercând să aducem în fața dumneavoastră o aplicație pe text. Și Luigi, iată, te-aș ruga să încerci să vezi care este raportul dintre poezia metafizică și poezia religioasă. Și ca lucrurile să fie foarte clare, te-aș ruga să treci și la o aplicație pe text. Fie că o vei lua dintr-un scriitor român, fie că o vei lua dintr-un scriitor european, decizi tu asta. Și cel român, să sperăm că este și european. În egală măsură. Aș porni de la Bonaventura, un sfânt pentru Biserica Catolică, respectiv un foarte mare autor medieval, teolog și gânditor occidental medieval, scolastic, foarte important, mai puțin scolastic, dar care a trăit în epoca scolastică. Din potrivă, el a polemizat cu scolastica. Bonaventura a fost contemporan cu marele Toma de Aquino, cu Dr. Rangelicus Toma de Aquino. Ei bine, Bonaventura, într-un scurt opuscul, un tratat foarte mic despre reducerea artelor la teologie. Nu este vorba de artele, definiția pe care o le acordăm noi astăzi. Arte în Evul Mediu însemna cu totul altceva, dar o artă, de exemplu, ca să vedeți diferența, în Evul Mediu era arta vânătorii. Orice praxis, cu alte cuvinte, care propunea un tehne, adică o tehnică, o cunoaștere a unei anumite proceduri de realizare, se numea artă. Ei bine, în această reducere a artelor la teologie, în care arte erau firește incluse și artele, așa cum se practicau ele la momentul respectiv și pe care noi le cunoaștem astăzi de drept arte, Toma de Aquino, Sfântul Bonaventura, vorbește despre faptul că exista patru tipuri de iluminări sau patru modalități prin care umanitatea poate ajunge la adevăr și poate să cunoască în sensul pe care îl are cunoașterea pentru Evul Mediu, adică să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceste patru modalități de cunoaștere, spune Bonaventura, sunt pe de o parte lumina sau iluminarea exterioară, care se realizează prin arta mecanică. Arta mecanică însemnând aici tocmai tehneul, modalitățile prin care reușim să ne achiziționăm lucrurile de care avem nevoie în viața noastră fizică. Există o lumină inferioară, și anume cunoașterea prin simțuri. Există o lumină interioară, și anume cunoașterea dată de filozofie. Și există o lumină superioară, cea care este dată prin grație sau prin Sfânta Scriptură. Ei bine, pentru a merge mai departe, spune Bonaventura, și acum ne oprim la lumina interioară. Lumina interioară este de trei tipuri, spune el. Pe de o parte rațională, pe de altă parte este naturală și, în ultimă instanță, este morală. De ce? Fiindcă, spune el, această cunoaștere prin filozofie fie ne spune ceva despre modul în care vorbim, despre limba în care vorbim, despre discurs, ea se referă la cuvinte și este rațională, fie se referă la lucruri, prin filozofie cunoaștem și raportul între lucruri și atunci ea se referă la natură, e naturală, fie se referă la obiceiuri. Și atunci este morală, este etică. Prin urmare, această lumină interioară, care e rațională, naturală și morală, dă seama de cuvinte, lucruri și obiceiuri. Unde s-ar integra poezia culturală, poezia în sens larg, care nu are exigențe și pretenții de natură metafizică, la iluminarea rațională prin cuvinte. Mai exact, cuvintele, spune Bonaventura, se constituie ca știință în gramatică, logică și retorică. Prin urmare, încercați să imaginați schema acestor distincții pe care eu am încercat să le explicitez, și anume, de la lumina interioară avem trei tipuri de cunoașteri. Avem o cunoaștere rațională, naturală, morală. Cea rațională a cuvintelor constituie gramatica, logica și retorica. Retorica este locul în care, într-un sistem al științelor, într-o deducție a științelor de tip medieval, s-ar integra poezia în sens larg, poezia culturală.
Mai mult decât atât, iluminarea naturală, fiindcă am spus că avem iluminarea interioară rațională, naturală și morală, cea naturală, deci a doua, după cea rațională, se constituie în trei tipuri de științe. Fizica propriu-zisă, matematica și metafizica. De ce? Fiindcă această luminare naturală cunoaște lucrurile. Și aici vom include, aici propun eu să includem poezia metafizică, în sensul în care dacă acea luminare interioară rațională se referea la cuvinte și constituia retorica, această iluminare interioară care e naturală se referă la lucruri și ajunge în cele din urmă, după matematică și fizică, la metafizică. Prin urmare, într-un astfel de sistem pe care îl propune Bonaventura în Despre reducerea artelor la teologie, iluminarea rațională, care e constituită în retorică, e specifică poeziei în sens curent și poezia este retorică din acest punct de vedere, în schimb, atunci când ea dă seama de lucruri și nu de cuvinte, atunci când ea dă seama de lucrurile acestei lumi, respectiv de raportul lor cu modelele lor ideale, respectiv cu creatorul lor, este metafizică și se include în acest tip de luminare interioară naturală și nu rațională. Ori a trece de la... Acesta este pasul între poezia retorică, între poezia realizată din cuvinte și pentru cuvinte, care este de tip rațional, respectiv poezia care se constituie într-o metafizică, fiindcă ea încearcă să cunoască lucrurile acestei lumi și ale lumii celelalte și ea este o iluminare nu rațională, ci naturală, în sensul ultim al termenului natural, în sensul de reîntoarcere la natura profundă din noi. În acest fel veți putea înțelege care este raportul între poezia în genere și poezia metafizică, poezia despre care discutăm astăzi. În ce privește raportul dintre poezia religioasă și poezia metafizică, permiteți-mi, pentru că m-ați invitat, să vă ofer un exemplu, să vă amintesc faptul că biserica, și să-l amintesc mai puțin dumneavoastră cât celor care ne urmăresc, biserica are imnografie și rugăciune. Există foarte multe, avem la poeți precum Ioan Alexandru, precum Vasile Militaru și alți poeți ai bisericii în general, și nu doar Vasile Militaru, și Traian Dorz și alții, avem versificare de rugăciuni, versificare de imnuri. Aceea este o poezie strict religioasă. Avem la Vasile Voiculescu poeme cu tematică strict creștină sau biblică. Aceea este poezie religioasă. Însă momentul în care în interiorul unei poezii religioase sunt implicate viziuni mult mai profunde decât tema religioasă, pentru că tema religioasă nu este ultimul nivel, nivelul tematic nu este ultimul nivel al unei probleme spirituale, atunci deja putem să vorbim despre o deschidere metafizică a acelei poezii. Ce presupune aceasta? Presupune două lucruri. Fie e vorba de o reflecție sau o, dacă nu e reflecție, o revelație legată de marile probleme, de marile teme ale umanității din noi și ale spiritualității, fie este vorba despre viziuni teologale asupra lumii. Și acesta este un moment foarte important și prin aceste viziuni teologale se face distinția și trecerea de la poezia religioasă la poezia metafizică. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care se face trecerea de la tematică pur religioasă sau imn religios, se face trecerea printr-o viziune aprofundată de natură teologică și printr-o reflecție care implică probleme de natură teologică foarte profunde, dar rămânem în același timp în sfera poeticului, atunci deja avem o poezie cu deschidere metafizică. Așa, de exemplu, mi s-a părut mie că găsesc poezie cu deschidere metafizică la Roman Melodul. Roman Melodul este unul dintre cei mai mari imnografi ai bisericii creștine. Foarte multe dintre imnele pe care le auzim la biserică în timpul săptămânii, dar și duminica, sunt opere ale acestui Roman Melodul, Melodul în sensul de imnograful, cel care a compus imne sau melodii bisericești, și putem să găsim, de exemplu, un astfel de imn într-un condac despre Înainte Mergătorul și despre Botez și despre Adam, imnul al patrulea, care spune în felul următor: lui Avram, care ședea lângă stejarul Mamri, când Dumnezeu s-a arătat ca înger, s-a făcut văzut. Încă avem doar un nivel tematic, pentru că știm episodul din capitolul 18 din Cartea Facerii. Dar nu l-a cunoscut cine era, fiindcă nu suferea vederea. Deja avem o problemă mai adâncă decât cea de ordin tematic, în sensul în care nu suferea vederea față către fața treimii. Prin urmare, este implicat o temă de natură teologică ceva mai profundă. Iar acum nouă, nu tot așa ni s-a arătat, ci însuși chipul său, căci s-a făcut cuvântul trup. Taina ascunsă acolo, însă arătată aici. Umbre pentru părinți, chipuri la patriarhi, iar fiilor chiar adevărul însuși.
Lui Avram s-a arătat odinioară Dumnezeu, dar n-a văzut acela pe Dumnezeu. Iar noi îl vedem că el vrea și atingem pe cel ce s-a arătat și a luminat toate. Iată cum o imnografie strict religioasă, de tematică religioasă și de laudă, de imn religios, trece înspre o poezie cu deschidere metafizică prin intermediul viziunii teologale, prin intermediul dezbaterii sau reflecție de natură teologică. Dacă reți poezia care instituie un colocviu teologic, poezia religioasă care instituie un colocviu teologic în sensul abordării problemelor teologice, cum este acest imn care problematizează raportul între nearătarea deplină a Dumnezeirii în Vechiul Testament și deplină arătarea prin întruparea Logosului în Noul Testament, deschide deja un orizont metafizic. Tot așa cum în următorul imn, în înălțimea scării pe Dumnezeu văzuta, dar era în vis, când Iacov l-a zărit. Luptatul s-a cu el o noapte, dar nu era firea lui Dumnezeu, ci asemănare omenească. Este o două referințe la două episoade, cel de la Betel și cel de la Peniel, din istoria lui Iacov, tot din Cartea Afacerii. Iar acum nu asemănări, ci fapte adevărate spre neamul omenesc s-au adeverit vedenia de odinioară. Și cel ce s-a luptat atunci, venind într-o întâmpinare, față spre față s-a arătat lumii care veghea și ședea în întuneric, nu ca închipuire, nici ca vis, căci nu suntem mai nopții, ci în plină zi vedem cuvântul întrupat, cel ce s-a arătat și a luminat toate. Și iată deja cum o întreagă reflecție de natură teologică este implicată în imnul religios și cum se face trecerea de la tema foarte cunoscută din Vechiul Testament, a visului lui Iacov de la Betel și a luptei lui Iacov cu cineva, cu Dumnezeu la Peniel, trecerea înspre problematizarea de natură teologică. Respectiv, recunoaștem foarte bine acea afirmație din începutul epistolei către evrei, după ce odinioară în multe rânduri și chipuri s-a arătat părinților noștri Dumnezeu, acum, în timpul acesta mai departe, ni s-a arătat nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitura toate, prin care și veacurile s-au făcut. Și iată cum această viziune a lui Pavel este implicată aici, fără să fi citată, și avem prin urmare această deschidere teologică care nu este altceva decât o deschidere de reflecție mult mai adâncă decât cea tematică a faptului epic că într-un anumit moment din istoria patriarhilor Vechiului Testament, un anumit patriarh a avut un vis, respectiv după aceea s-a luptat cu cineva noaptea. Aceasta ar fi, dacă vreți, o abordare a modului în care se implică poezia religioasă în poezia metafizică și a modului în care viziunile teologale deschid poezia religioasă înspre metafizic. Dacă vreți însă, putem să mergem și mai departe și anume la a lectura pe text ceea ce înseamnă poezia metafizică, fiindcă eu am vorbit... Eu aș vrea să te oprești puțin totuși la Hölderlin, l-am pomenit de atâtea ori în cele două ediții ale temei dezbătute, poezia metafizică, și pe urmă n-aș vrea să trecem peste Nichita Stănescu, timpul să știi că nu ne este în... Avem câteva minute. Câteva minuțele. Foarte bine, atunci o să încep cu Nichita Stănescu, fiindcă mi este mai la îndemână. Aș vrea să mai întâi să-mi declar stupoarea vis-a-vis de interpretarea unui critic literar tânăr destul de apreciat, care într-un eseu recent despre Nichita Stănescu, care cu ocazia lansării acestui eseu despre Nichita Stănescu, afirma faptul că elegia 11 este o elegie tributară național-socialismului românesc, fiindcă ar discuta despre naționalismul specific acelei epoci. Este vorba de elegia 11, care vorbește, care într-adevăr la un moment dat face referire la câteva lucruri care ar putea, dacă vreți, prin sonoritatea lor, să ne trimită înspre propria țară. Să ne trimită înspre propria țară, da. Totuși, cred că nu este vorba de așa ceva și aș vrea să vă lecturez începutul acestei elegii a 11-a, care, din punctul meu de vedere, este cu totul altceva decât ceea ce îi se părea acestui tânăr critic literar, care considera că dacă acest poet spune, Nichita Stănescu, a te sprijini de propriul tău pământ când ești sămânță, când iarna își lichefiază oasele ei albe și rungi și primăvara se ridică, avea impresia că propriul tău pământ sau a te sprijini de propria ta țară, când omul ești singur, înseamnă un fel de imn închinat în sens naționalist propriei țări. Nici vorbă, dimpotrivă, părerea mea este că e o viziune profund teologală, cea implicată de a 11-a elegie, și prin aceasta ea este o deschidere metafizică clară în câmpul de reflecție al culturii române.
Intrare în muncile de primăvară se mai numește acest poem și deja cine gândește cultural și în interiorul culturii nu poate să nu se gândească la imnele lui Hesiod, la munci și zile. Inimă mai mare decât trupul. Acesta este primul vers al acestui poem, sărind din toate părțile deodată și prăbușindu-se din toate părțile înapoi asupra lui ca o distrugătoare ploaie de lavă. Tu, conținut mai mare decât forma, iată cunoașterea de sine, iată de ce materia îndurerea naștere din ea însăși ca să poată muri. Moare numai cel care se știe pe sine, se naște numai cel care și este sieși martor. Dacă acest tip de poezie și dacă acest tip de lirism nu este unul vizionar, atunci nimic nu mai este vizionar în literatură. Dimpotrivă, inima mai mare decât trupul și forma mai mare decât conținutul mai mare decât forma, mă iertați, nu sunt altceva decât ocurențe ale spiritului. Spiritul este întotdeauna mai mare decât forma care îl cuprinde, respectiv el este o inimă care este mai mare decât trupul în care este conținut, cu toate că este într-o anumită măsură conținut. Te-aș ruga totuși să încerci o aplicație și pe Hölderlin. Câteva versuri din Hölderlin ar fi suficiente pentru a vedea amploarea metafizică a poeziei sale, așa de exemplu întânguirile lui Menon după Diotima. Veți vedea începutul acestui poem: alerg zi de zi de pe câmpuri și altceva caut într-una, de mult tot întreb ale țării lungi drumuri cu pasul pe toate, în altre coroasele culmi, ca și umbrele toate le caut, așiși de rizvoarelor. Acesta este nivelul prin care veți vedea cum Hölderlin pătrunde în natură, este acea cunoaștere naturală interioară a lui Bonaventura, respectiv. Un alt exemplu, tot din arhipelagul de data aceasta, unde poetul începe printr-o întrebare, printr-o interogație. Zboară spre tine cocorii din nou, își îndreaptă navele iară cursul ușor către țărmurii tăi, mai respiră și astăzi zefirii peste talazul de mult domolit, însorindu-și încă spinarea, oare delfinul de abisuri atras mai lucește în noua lumină? Și iar cu asta închei, veți vedea într-un poem, precum în zi de sărbătoare, care se numește astfel, cum poeții sunt văzuți într-o viziune profund spirituală și profund metafizică. El spune felul următor: precum omului un foc îl pâlpâie în ochi când a întrezărit sublimul, tot așa din nou, din semnele și faptele lumii, astăzi un foc se aprinde în sufletul poeților. Și tot ce a apărut cândva, deși abia simțit, e lămurit acum. Și cei ce surzând lucrau pământul nostru în chip de sclavi, îți sunt acum cunoscuți ei, veșnic vii, forțe ale zeilor. Ai vrea să-i scodești? Sufletul lor adie în cântec, când din pământul cald și soarele amiezii se naște și când fulgere, cele din cer și altele de mai departe pârguite în adâncimea timpurilor și mai bogate în semnificații, în tâlcuri, mai deschise pentru noi, plutesc între pământ și cer și între popoare. Sunt cugetările ce nasc din spiritul obștesc și mântuite sunt în sufletul poeților. Și n-am dat altceva aici decât o definiție a lui Hölderlin pentru poezia metafizică. Dragă Luigi, cu părere de rău trebuie să te anunț. Dar cu bucurie că am avut această discuție. Sigur, cu părere de rău că a trecut timpul și cu bucuria, sigur, nedisimulată, că am putut avea această dezbatere aplicată pe poezia metafizică și iată cu foarte utile, spun eu, explicitări asupra poeziei religioase. Dragi telespectatori, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră până joia viitoare. Rămâneți în cultură și nu uitați că sufletul culturii este cultura sufletului. La revedere! Pe curând!